Bine ne-am regăsit, dragii noștri privitori. Ne revedem din nou într-un jurnal de pandemie, să-i spunem așa, în care marcăm evenimente prin oamenii care vin în fața dumneavoastră. Evenimentele au însemnat suportul nostru moral, emoțional, în această perioadă în care am fost obligați să ne schimbăm un stil de viață. Primul eveniment care ne-a marcat după decembrie 89, atunci când am avut o stare de necesitate legiferată în România. Acum starea de urgență ne-a mai rămas să o mai suportăm, ca să spunem așa, pentru binele nostru, încă 10 zile de astăzi înainte și să intrăm, așa cum spunea președintele și premierul, în starea de alertă. Să sperăm că vom fi învingători și vom avea pagube de vieți omenești minime în război cu coronavirusul, și pentru a vă prezenta un jurnal al mâinilor întinse, fraternizat, un jurnal de bine în pandemie, vorbim cu omul care s-a luptat și a stat departe de familie, pentru ca nouă tuturor să ni se pară mai ușoară această perioadă la Gorj. Este vorba despre profesorul universitar dr. Marius Vlaicu, președintele Crucii Române, filiala Gorj, căruia mulțumim și rugăm să continue acest jurnal al faptelor bune, al faptelor care rămân în suflete, mai ales într-o perioadă în care orice faptă bună înseamnă imens pentru comunitate. De după perioada pascală, când domnia s-a continuat și în perioada sărbătorilor, să fie alături de cadrele medicale și de cei care sunt aflați în nevoie mai mult decât ceilalți în această perioadă. Bine v-am regăsit, domnule președinte! Bine ați revenit! În primul rând îi salut și eu pe toți telespectatorii. Bine ați revenit la sediul filialei Gorj a Societății Naționale de Cruce Roșie din România. Mulțumesc frumos pentru cuvintele frumoase spuse, dar vreau să vă spun că eu sunt un voluntar și nu singur am făcut aceste lucruri împreună cu colegii voluntari ai filialei Gorj și sigur dacă nu acum, atunci când putem și noi să dăm dovadă de umanitate, de solidaritate, de imparțialitate atunci când semenii noștri au nevoie de sprijin, și sigur menirea Crucii Roșii este aceasta, și cât și a voluntarilor care vor să se implice alături de filiala Gorj. Sigur că da, chiar înainte de sărbătorile pascale am primit o donație importantă de iepuraș de ciocolată și de ciocolată, și sigur am decis împreună cu domnul director al filialei, domnul profesor Richter Grigore, să ducem aceste daruri înainte de Sfintele Sărbători Pascale către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din județul Gorj, pe decizie care conducerea acestei structuri în subordinea Consiliului Județean Gorj a repartizat-o la toate subunitățile care au copii, la căminele de bătrâni, și în urma discuției mele cu domnul director al acestei direcții generale, domnul economist Laurențiu Deaconescu, mi-a spus că au fost foarte bucuroși și atât semenii noștri, bătrânii, cum spunem, seniorii noștri, cât și copiii, că au primit înainte de aceste sărbători pascale acest mic cadou pe care și le-am făcut și noi o bucurie mare, zic eu, mai ales că spunea domnul director că în anii trecuți dânsii mai primeau donații, dar în acest an, fiind perioada de stare de urgență și cu acest COVID-19, n-au mai primit aceste daruri, și donația de la Crucea Roșie a fost binevenită. Ne bucurăm că am adus o bucurie în suflet atât copiilor din centrele de plasament, cât și seminilor noștri, seniorilor noștri din centrele de îngrijire și asistență de la Susen, de la Dobrița, de la Novaci, și
și eu zic că este un lucru bun. De asemenea, voluntarii noștri, după sărbătorile pascale, am primit o donație importantă de 3960 de bidoane de 5 litri de apă plată și împreună cu conducerea filialei Gorj a Societății Naționale de Cruce Roșie din România, cu domnul profesor Richter Grigore, am decis să o împărțim în mod egal la toate spitalele din județul Gorj, cât și la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj, în special la căminele de bătrâni și la centrele de plasament ale copiilor și astfel fiecare spital de la Novaci, de la Rovinari, de la Motru, de la Turceni au primit minim 240 de sticle de 5 litri de apă plată și bineînțeles centrele de îngrijire și asistență ale bătrânilor din Suseni, din Dobrița, spitalul de TBC de sus de la Dobrița a primit iarăși o cantitate importantă. Am donat și colegilor de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, cât și salariaților de la Serviciul de Ambulanță Gorj și bineînțeles de la Direcția de Sănătate Publică Gorj și bineînțeles vă spuneam Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, Spitalul de Urgență Orășenesc Târgu Cărbunești și vă spuneam la toate spitalele și la tot ce a însemnat centre de îngrijire și asistență și am donat pentru prima dată și la căminul de bătrâni privat. Deci atât că Crucea Roșie nu merge numai către căminele de bătrâni de stat în subordinea Consiliului Județean, cât și la un cămin de bătrân privat din municipiul Târgu Jiu. Am donat 120 de sticle de 5 litri de apă plată. Eu sper să fie bucuroși și oamenii care le-au primit și eu sper ca alături de alți oameni să facem gesturi omenești și gesturi de umanitate, de solidaritate în această perioadă de timp. Sigur că da, înainte am discutat și vă spuneam de proiectul cu societatea CES România, în care înainte de sărbătorile pascale am donat 250 de pachete de 11 kg în valoare de 90 de lei către persoanele care au nevoie de sprijin și această donație, vă spuneam, a fost în parteneriat cu unitățile administrativ-teritoriale din județul Gorj, cât și cu structurile organizatorice ale acestora de asistență socială în baza anchetelor sociale, deci nu le-am dat aleatoriu să ne fi dus noi acolo, am mers cu asistenții sociali, cu mediatorii sanitari, cu voluntarii Crucii Roșii și am dus aceste donații și după sărbătorile pascale, din acest proiect am mai avut soluții financiare pentru încă 11 pachete pe care le-am donat tot către persoanele atât din Târgu Jiu, cât și din mediul rural, care au solicitat și au văzut, pentru că vreau să vă spun că în urma mediatizării acestui lucru de către dumneavoastră și trebuie să vă mulțumesc pe această cale, au fost persoane care nu erau identificate de serviciile și de birourile și compartimentele unităților administrative teritoriale și au sunat direct la Crucea Roșie și noi atunci am notat și am mers către persoanele respective și eu cred că am făcut un lucru uman, solidar cu aceste persoane care au nevoie de sprijin în această perioadă. Domnule director, iată fapte bune, fapte care au făcut pe toți din comunitate să ne simțim mai apropiați unii de ceilalți, să simțim povara acestei înstrăinări mai suportabile și vreau mai departe să ne vorbiți despre acest jurnal de bine, jurnal al faptelor bune,
care ați început să-l țineți dumneavoastră, președintele Crucii Roșii Române Filiale al Bolș, pentru că acest jurnal este o dovadă vie a ceea ce înseamnă fraternitate, a ceea ce înseamnă colaborarea în perioade grele și sprijinirea tuturor celor aflați în nevoie și o mână întinsă dinspre unii spre ceilalți. Într-adevăr, în afară de implicarea activă în acțiunile noastre de donație, voluntarii noștri au fost activi pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Twitter, pe Instagram și am conceput, de fapt, la nivel central, s-a conceput un jurnal de bine pe care fiecare dintre noi îl putem ține și și recomand tuturor celor care stăm acasă și am înțeles că trebuie să stăm acasă pentru semenii noștri, pentru familiile noastre, un jurnal de bine de 14 zile, care are 8 principii de bine și anume, în primul rând, trebuie să ne odihnim, trebuie să ne hrănim sănătos, să reflectăm, să gândim pozitiv, pentru că și ați văzut și acum vremea a fost de vreo 2 zile ploioasă și chiar discutam astăzi cu un senior și îmi spunea cu o doamnă, de fapt, că are o stare de tristețe, dar trebuie gândirea. De asemenea, trebuie să citim, trebuie să, dacă putem, să facem și sport, să iubim și, bineînțeles, să ne jucăm. Sunt câteva principii ale jurnalului de bine pe care noi vi-l propunem, Crucea Roșie Română, și pe care îl găsiți pe pagina de Facebook a Crucii Roșii Române. Și sigur, astăzi, să zicem că începem de astăzi, la prima zi sunt niște obiective zilnice pe care le avem. De asemenea, trebuie să ni le setăm obiectivele mici, obiectivele mari, gândurile și sentimentele pe care le simțim în această zi. Dacă fac sport, dacă mă joc cu familia, să-mi regăsesc hobby-uri vechi, dacă mă uit la filme și dacă fac un maraton de filme, dacă citesc. Deci trebuie aceste lucruri notate în acest jurnal de bine. Să zicem că în ziua întâia notez sentimentele care mă cuprind în această zi, fizic mă simt bine, după care, vă spuneam, urmează aceste obiective pe care trebuie să ni le punem și, sigur, este o preocupare a ieși din această stare de, să spunem, de inactivitate. Deci trebuie să ne ocupăm timpul constructiv și, în special, seniorii noștri, acum având și posibilitatea să se implice mai mult în activitățile de plimbare, de activități de mișcare zilnică. Eu zic că este de comunicare prin rețele de telefonie sau... Sigur că da. Deci iată că acest Crucea Roșie, în afară de faptul că vine cu donații concrete, vine și cu suport mental și fizic pentru a reuși să trecem peste această stare de urgență care din 15 mai sperăm să devină stare de alertă. Și sunt convins că mulți cetățeni, de la copii care abia așteaptă să iese afară să se joace, de la copii care vor să meargă la școală, de la elevi care pe unii dintre ei ne așteaptă evaluarea națională, examenul de capacitate și examenul de bacalaureat și pe urmă examenul de admitere la facultate, de la studenți care am văzut că universitățile și facultățile au elaborat proceduri de susținere a cursurilor online și de evaluările, deci practic examenele de semestru să se țină tot online, urmând să decidă vis-a-vis de admiterea la facultate, fiecare universitate în parte și fiecare facultate. Deci fiecare se pregătește și își face un jurnal zilnic, un jurnal de bine, care să-i folosească în viitor, trecând peste această perioadă, de la sportivii de performanță și sportivii care practicau sport, de la copii și tineri și seniori.
Am văzut, de fapt, că președintele spunea despre sportivii de performanță seniori că vor avea voie deja să meargă în cantonamente și pe urmă să se joace meciuri oficiale de seniori. Am văzut deja decizia ale federațiilor naționale, în special Federația de Handbal, care după 15 iunie vor avea loc meciuri oficiale. Sigur că da, urmează să vedem ce se va întâmpla în sala de alertă cu tinerii care practică sport, cu elevii care practică sport de performanță, dacă au voie să mai meargă la competiții sau nu, deși s-a decis ca școala să fie închisă până pe 15 septembrie, cât și sălile de sport. Poate reușim să vedem, așa cum spuneau și oficialii guvernamentali, de la președinte, prim-ministru, ministrul sănătății, în funcție de evoluția practic a acestei pandemii COVID-19, să vedem cum reușim să intrăm la viața de zi cu zi, mai ales că pe starea de alertă deja s-a spus că o să putem merge și către terase, să ne plimbăm mai mult timp, dar nu putem să ieșim oarecum așa brusc într-o activitate zilnică pe care o aveam și viața de zi cu zi. De asemenea, astăzi avem o donație importantă primită de la nivelul central, practic de la sediul central al Crucii Roșii Române, și aș vrea să vi le prezint. Astăzi vor pleca către Spitalul de Urgență Orășenesc Târgu Cărbunești. Spitalul suport pentru coronavirus. Care a fost desemnat Spital Suport pentru Coronavirus, o serie întreagă de materiale și care sunt folosibile și o să vi le prezint. O să plece 25 de kilograme de dezinfectant către Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești. De asemenea, 300 de măști de protecție FFP2, KN95 profesionale, dintre care din cele 300, 100 sunt destinate secției de maternitate a spitalului al orașului Târgu Cărbunești. De asemenea, avem de donat 1000 de pliuri măști destinate tot Spitalului Târgu Cărbunești, din care obligatoriu din aceste 1300 vor merge către maternitatea spitalului, către personalul medical și administrativ din maternitate. De asemenea, avem o donație de combinezoane, avem 50 de combinezoane de protecție, dintre care 20 merg către maternitatea spitalului. Deci asta a fost o decizie la solicitarea Spitalului Județean de Urgență Târgu Cărbunești către Ministerul Sănătății, Ministerul Sănătății către Crucea Roșie Română, și Crucea Roșie a desemnat acest lucru. De asemenea, avem de donat 100 de viziere cu logo, sunt 100 de bucăți, din către care 30 merg către maternitatea spitalului. Și apă, mai aveți un lot de apă? Și, bineînțeles, apă plată, care merg către Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești. Sigur, probabil se vor întreba oamenii și cetățenii de ce mergem numai acolo. Și pentru că, vă spuneam, Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești este un spital în care sunt carantinații toți cei care sunt diagnosticați cu COVID-19 și, bineînțeles, care sperăm să se facă bine toți cei care sunt carantinați, și în continuare trebuie să avem grijă de noi, de familii, pentru că, vă spuneam, urmează o perioadă în care treptat va trebui să intrăm în viața de zi cu zi. Vreau să ne vorbiți puțin despre proiectele pe care le aveți în vedere în continuare, pentru că știu că și dincolo de finalul stării de urgență, dumneavoastră, Crucea Roșie Română și Crucea Roșie Filiala Gorj, domnule președinte, aveți proiecte cu bătaie lungă.
Într-adevăr, avem proiectele pentru și acțiunile noastre curente pentru anul 2020 și calendarul nostru. N-am putut să mai ținem adunarea generală a filialei Gorj datorită acestei perioade, dar urmează să o ținem și în momentul în care guvernanții vor decide să ieșim și din starea de alertă și să intrăm în activitățile de zi cu zi, să intrăm și noi pe activitățile noastre de stabilite în calendarul. Sigur că da, aveam și cred că să vedem dacă vom reuși în acest an să mai ținem concursul sanitarii pricepuți cu elevii de gimnaziu și cu elevii de liceu. Foarte bine primit și așteptat de-a lungul vremii de către profesori și elevi. Da, și în special de elevii, vă spuneam că dacă vom reuși în perioada următoare și cred că aici toți oficialii vom stabili că e nevoie de această disciplină introdusă în curriculum școlar și anume o disciplină privind educația pentru sănătate și aici să introducem în materia respectivă tot ce înseamnă educație pentru sănătate de la igiena personală, de la spălatul pe mâini până la educație sexuală și încă ne ferim de boli de secolului. Da, sigur că da și deci va trebui să gândim acest lucru și sigur avem și cadre care sunt formatori care pot să țină aceste cursuri atât la elevii de școala primară, din gimnaziu sau din liceu și sigur avem în continuare putem să organizăm, vă spuneam, suntem acreditați ca filială pe cursurile de prim ajutor și aici insist foarte mult că noi toți cetățenii din România chiar de la 16 ani, chiar de pe băncile liceului, studenții, tinerii, toți cetățenii trebuie să știm să avem acest curs de prim ajutor de bază care ne învață și ne educă să acordăm primul ajutor în momentul în care lângă noi se întâmplă ca un cetățean să aibă nevoie de prim ajutor, să cadă efectiv în fața noastră și noi făcând acest curs, obținând aceste informații și abilitățile necesare pentru a acorda primul ajutor de bază până când sosește ambulanța, trebuie să-l avem fiecare. Și de aceea eu militez foarte mult și eu sper că după această pandemie, toți conducătorii unităților administrativ-teritoriale, primarii, conducerea inspectoratului școlar județean, va înțelege că cadrele didactice, salariații din servicii publice de concentrat, să facem acest curs de bază. Nu este foarte scump. Este ieftin, avem și lectorul care vine la fața locului și face grupe în așa fel încât să dobândești niște noțiuni și niște abilități și niște competențe în așa fel încât să poți să acorzi cursul primul ajutor. De asemenea, avem cursuri de igienă, suntem acreditați pe cursurile de igienă și sigur invit pe toți cei care doresc, indiferent că sunt tineri, că sunt seniori și vor să dea o mână de ajutor să devină membrii ai filialei Gorj a Societății Naționale de Cruce Roșie. Este o cotizație minimă de 1 leu pe lună pe care o putem face, devenim membri și ajutăm semenii noștri, dar și cei care vor să devină voluntari vor completa un contract de voluntariat și vor avea sesiuni de instruire privind atribuțiile și ce trebuie să facă un voluntar al filialei Gorj al Societății Naționale de Cruce Roșie din România. Ne-am apropiat de final, domnule președinte. Marius Vlaicu, vreau să vă întreb, cum credeți că va fi viața noastră după ce ne-am confruntat cu această mare nenorocire mondială COVID-19? Sigur că da. Cred că vom fi mult mai atenți la ceea ce înseamnă protecția noastră personală, la ceea ce înseamnă igiena personală, la ceea ce înseamnă
respectul față de, de cel de lângă noi, de soție, de frate, de soră, de copii și, bineînțeles, respectul față de semeni, pentru că această pandemie, prin starea de urgență, prin starea de alertă, o stabili niște reguli pe care noi trebuie să le respectăm și după ce ieșim. Eu cred că vom deveni mai disciplinați, mai responsabili în ceea ce înseamnă sănătatea noastră și, bineînțeles, va trebui să avem și să fim pregătiți în viitor la ceea ce înseamnă dotarea și unităților sanitare, a spitalelor județene, orășenești, municipale, a centrelor de plasament, a medicilor de familie, așa fel încât să coroborate, să fim pregătiți și să salvăm viețile omenești, că cel mai important este viața și pentru asta trebuie să respectăm aceste reguli și eu cred că ne va disciplina după această perioadă, ne vor disciplina și ne vor instrui mai mult către acest lucru și vom fi mai atenți, zic eu, și guvernanții și toată lumea, cum alocăm resursele financiare, unde le alocăm, pentru ce le alocăm, așa fel încât să nu ne mai prindă nepregătiți, că nu avem, să zicem, paturi suficiente la secția de ATI, că nu avem ventilatoare, că nu avem teste pentru anumite boli. Eu sper că se va întâmpla acest lucru în viitor și sunt convins că la toți cetățenii această perioadă le-a dus un plus de mai multă responsabilitate față de viață. Mulțumim mult, domnule președinte al Crucii Roșii Române, Filela Gorj, și în același timp membru în comitetul director la nivel național, domnul profesor universitar dr. Marius Vlaicu. Și cum vă spuneam, rămâneți alături de noi pentru că programele noastre sunt la fel de ofertante și să stăm acasă, pentru că dacă facem bine, ne facem bine.